O mină marină din cel de-al doilea război mondial rămasă neexplodată a fost descoperită la Constanța pe fundul Mării Negre. Scafandrii de luptă au fost chemați să o distrugă. Un singur pas greșit ar fi putut duce la o tragedie. Misiunea geniștilor a fost însă una încrunată cu succes. În largul mării zace un baraj de mine vechi de zeci de ani, întins pe câțiva kilometri de-a lungul litoralului românesc. Au fost plantate în 1940, în cel de-al doilea război mondial. Marina militară română de atunci a amplasat un baraj de mine pentru apărarea Constanței. Ele au rămas. Minele sunt ucigașii tăcuței mărilor. Sunt încărcături explozive uriașe amplasate sub apă, care detonează la cea mai mică atingere. Deflagrația este devastatoare pentru orice navă militară sau civilă. Iar în prezent, Marea Neagră e un poligon de antrenament în care românii, bulgarii și alte națiuni aliate cooperează când vine vorba de explozivi navali. La 16 km în largul mării, echipa de scafandri e lansată de pe nava mamă. Mina marină e la 45 de metri adâncime și cântărește 300 de kilograme. Ea era acoperită de vegetație, vă dați seama, de 80 de ani de când stă în apă, era acoperită de vegetație și cu scoică foarte multă, însă forma ei, iar efectul exploziei care a fost după ce am detonat-o, ne-au confirmat că aceasta era în stare de funcționare. Geniștii subacvatici au coborât pe fundul apei și au pregătit explozia. Avem comunicații, încălzire de apă caldă, comunicații video și proiector față de un costum autonom. Continuăm coborârea. Numai echipamentul de scufundare poate ajunge la o greutate de 50 de kilograme. La 45 de metri adâncime, corpul scafandrului suportă o presiune de 5 atmosfere. Gazele pe care le respiră sunt în sângele lui ai doma unei sticle de șampanii. Dacă ar ieși rapid la suprafață, la presiunea normală, efectul ar fi al celui dop de șampanie care țâșnește imediat. Ieșirea din adâncuri se desfășoară întotdeauna lent. Scafandrii trebuie să fie cu ochii în patru. Marea Neagră chiar e neagră. În zilele ei bune, în adâncuri, vizibilitatea nu depășește 5 metri.